Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai mulți hoți români au fost arestați în Austria fiind acuzați că au furat periuțe de dinți. Austriecii ăștia au ceva cu noi cu adevărat. Adică, băi, și când fură ăștia periuțe de dinți, nene, poate le-au luat pentru uz propriu. Exact. Adică mie mi se pare că au, chiar, exact cum zici, chiar au ceva cu noi. Și când furăm pentru binele nostru, da, se întâmplă de asta. Hoții preocupați de igiena dentară operau mai multe ori și ei furau periuțe de dinți, accesorii pentru periuțe de dinți. Deci, capace de alea să voiași. Paste de dinți? Sunt periuțele electrice care au tot felul de chestii, trebuie schimbate, nu le folosești la nesfârșit. Mamă, unele sunt foarte scumpe. Astea electrice. Da, 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 da. Nu știu ce-ți fac. Nu știu care e diferența. Sunt șmechere. Am avut eu una de asta, s-a stricat prima. Da, care îți făcea masaj, avea patru stiluri de periaj, nu știu ce, dar în două luni s-a dus. Și am una de aia simplă, aia cea mai ieftină, de 4 ani. Da. Paranteză închisă. Și mai furau și băuturi alcoolice. Deci apă de gură. Eu cred că ordinea a fost inversă. Cred că ei furau băuturi alcoolice și la un moment dat unul a zis, băi, dacă rubriște poliția, hai să pună în gumă. Și eu nu a zis, la mai bine furăm niște periuțe. Și s-au agățat periuțele. Și spălăm. Poliția a reușit să recupereze de la cei trei hoți bunuri în valoare de 4.200 de euro. Deci n-au recuperat băuturile, ci periuțele, probabil. Deci trebuie ceva efort. Să furi periuțe de dinți și băuturi alcoolice, presupun că nu spărgeau cine știe ce crame de-astea cu băuturi vintage de 100.000 de euro sticla. 4.200 de euro periuțe de dinți și băuturi alcoolice? Au cărat ceva. La ce prețuri sunt acum cu inflația asta? Nu cred că e totuși foarte greu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.